Slăviți să fie Domnul, frați și surori, ne bucurăm pentru încă o nouă zi pe care Domnul ne-o dăruiește. Știm că în durerea Lui sunt noi în fiecare dimineață, promisiunile Lui sunt adevărate și astăzi, în viața noastră, pentru fiecare dintre noi, special pentru cei care și-au pus credința și nădejdea în El.
Mă gândeam pentru acest timp care îmi stă în față ce text să aleg și am două motive pentru care am ales. Primul motiv ar fi pentru că ne găsim nu în această situație în care parcă toate lucrurile s-au întors pe dos, toate lucrurile sunt diferite față de cum erau înainte. Lucrurile acestea, toate lucrurile acestea, de fapt, ne arată că nimic nu este sigur în această lume. Noi am fost obișnuiți într-un anumit fel, da, să mergem la școală, să mergem la lucrul nostru, fiecare, la cumpărături și așa mai departe. Însă, nu în această perioadă, parcă totul s-a schimbat. Și cel puțin eu mă gândeam că ar fi bine ca să ne gândim mai mult că noi suntem dependenți de Dumnezeu. Nu suntem dependenți de locurile noastre de muncă, de joburile noastre, de felurile noastre de a face lucrurile, de siguranța de zi cu zi pe care o avem. Textul este din Ioan 14, începând cu versetul 15 până la 21. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Amin. Cum vă spuneam la început, am avut cumva două motive, da, pentru care am ales acest text. Am spus primul motiv, iar al doilea motiv este de fapt o poveste de viață a unui tânăr care la vârsta de 17 ani, aflându-se pe un pat de spital în India, după ce a încercat să-și pună capăt zilelor, pentru că nu vedea niciun rost, niciun sens în această viață, mama acestui tânăr a primit o Biblie și a fost rugată să citească din Evanghelia după Ioan acestui tânăr, fiului său. În momentul în care mama sa a citit din acest capitol, din capitolul 14, acest tânăr a rămas cu două lucruri. Primul lucru se află în versetul 6. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Iar al doilea este versetul pe care l-am citit și eu mai devreme, acesta din 19, deci Ioan 14 cu 19, în special partea a doua, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Lucrul acesta l-a impactat foarte mult pe acest tânăr. Încă o dată, cum spuneam, era pe un pat de spital, era aproape să moară și lucrul acesta i-a atras atenția foarte mult. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi, sau mai exact pentru el, pentru că eu trăiesc și tu vei trăi. Atunci tânărul nostru s-a rugat în felul următor, Doamne, dacă Tu într-adevăr ești calea, adevărul și viața, atunci vreau și eu acest adevăr pe care nu-l cunoșteam. Vreau și eu viața Ta. Vreau și eu, Doamne, să fiu cu Tine. Vreau să înțeleg cine ești Tu. Și acest lucru a impactat toată viața. Peste 20 de ani, la vârsta de 37 de ani, a ajuns să vorbească la o conferință internațională pentru o conferință ținută de Billy Graham. Tânărul acesta care nu auzise de Domnul înainte, nu avea nicio speranță în această viață,
nu avea nicio nădejde și îi se păreau că toate lucrurile acestea care îl înconjurau sunt nimic. El a ajuns, dacă să vorbească în toată lumea aceasta largă și să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos. El a promis atunci Domnului: Doamne, dacă Tu mă vei ajuta să mă ridic din acest pat, eu promit că nu voi lăsa piatră pe piatră ca să descoper adevărul. Și să fie Domnul că El a găsit adevărul, a găsit pe Iisus Hristos. Și poate, dacă nu știți despre cine vorbesc, este despre Ravi Zacharias, un acest om mare al lui Dumnezeu care a trecut la Domnul cu câteva zile în urmă. Desigur, noi, cum spuneam, da, trecem prin această perioadă în care ne confruntăm cu vești rele. Acum sperăm că lucrurile vor fi puțin mai bune în ceea ce privește contaminarea cu acest virus sau, desigur, cu vestea morții. Însă, inevitabil, noi ne vom confrunta cu ea. Și problema este felul în care noi vedem moartea. Vedem ca pe o despărțire permanentă și definitivă. Da, desigur, pe de o parte, mai ales atunci când cineva drag din familia noastră, în special, da, trece la Domnul, este dureros și este dificil, da, cel puțin pentru o perioadă, pentru că golul acela nu-l poate umple altcineva. Însă, bucuria noastră ca și creștini este că noi vom merge să fim cu Domnul. Dacă ne uităm în Biblie, în ansamblul ei, vedem că ea este o carte de dragoste, o carte foarte frumoasă. Începând cu Geneza, trecând prin psalmi, prin cântarea cântărilor, până la Apocalipsa. Este o poveste de dragoste a lui Dumnezeu. Și aici spune foarte frumos: dacă mă iubiți, aici este prima dată când Domnul Iisus în Evanghelia aceasta după Ioan se referă la sine însuși. Dacă mă iubiți pe mine, da, pe Domnul Iisus, veți păzi poruncile mele. De fapt, lucrul acesta este ca o evidență. Da? Dacă noi păzim poruncile Domnului, atunci evidențiem dragostea noastră pentru El. O arătăm, o facem publică. În versetul 16 spune foarte frumos: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, da? Sau paraclet, apărător, ajutor sau ceva, cineva care întărește. Aceasta este definiția, la aceasta se referă acest mângâitor, care să rămână cu voi în veac. Este foarte important să știm că în Vechiul Testament Duhul Sfânt venea, da, ca o forță peste oameni și îi împuternicea, îi ajuta să facă diverse lucrări, să vorbească pentru Domnul și așa mai departe. Însă Duhul era doar pentru o perioadă peste ei, după care se depărta. Însă în Noul Testament lucrurile se schimbă puțin. După ce a venit Domnul Iisus pe acest pământ, după ce și-a terminat slujba Lui, El ne-a trimis acest mângâietor, acest ajutor ca să fie cu noi și în noi, în veac. Spune foarte frumos la versetul 17, anume Duhul adevărului, aici îl descrie, da, puțin mai bine. Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar apoi se întoarce la ucenici și spune: dar voi îl cunoașteți, că își rămâne cu voi, da, avem o dată, deci Duhul rămâne cu noi, și apoi spune: va fi în voi. Deci este un lucru foarte important să știm că Duhul acesta pe care l-am primit, Duhul adevărului, Duhul lui Iisus Hristos, nu este doar cu noi ca și un prieten. Desigur, putem să-L vedem și așa. Însă mult mai important este să știm că El este în noi. El este în noi și este cu noi în orice circumstanță a vieții noastre. Dacă mergem la biserică, dacă mergem să lăudăm pe Domnul, cu siguranță El este acolo. Însă El este și dacă mergem la lucru, dacă mergem la școală, sau dacă mergem să contemplăm natura, poate dacă mergem într-o excursie. Aici
Să fii umplut cu Duhul înseamnă același lucru cu a fi controlat de cuvânt. De ce? Pentru că Duhul adevărului folosește cuvântul adevărului ca să ne călăuzească înspre voia și lucrarea lui Dumnezeu. Deci Duhul adevărului folosește cuvântul adevărului ca să ne călăuzească spre voia și lucrarea lui Dumnezeu. Ai să spune că cei care nu îl cred, nu îl pot primi. De ce? Pentru că ei nu au ochii spirituali deschiși, da? Să-L vadă pe Domnul. Nu-L pot vedea. Mi-aduc aminte de un tânăr care venea regulat la întâlnirile bisericii și am avut diverse conversații cu el și eu și alți frați. Și la un moment dat, în gândirea lui, eu am tras concluzia următoare. Bun, dacă tu gândești în felul următor, înseamnă că el nu credea practic nimic. El își punea accentul pe raționament, strict pe raționament. Și am spus, ok, în felul în care tu gândești, înseamnă că nu e sigur, adică nu ai de unde să știi 100% că mama ta te-a născut, deși, desigur, ea ți-a spus și ai multe evidențe în sensul acesta. Dar ceea ce vreau să arăt este că acest tânăr pur și simplu avea foarte multe piedici în mintea lui rațională, în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu și toate aceste referințe pe care le avem. Dar slăvit să fie Domnul, pentru că mai târziu Domnul i-a deschis inima și a venit la un moment dat și ne-a spus nouă, fraților, aveați dreptate, m-am făcut și eu creștin, am devenit și eu creștin. Problema este că noi, desigur, avem o minte rațională, trebuie să gândim, să fim înțelepți, dar mai ales în această perioadă, să știm ce să facem, să avem grijă de sănătatea noastră. Însă, pe de altă parte, totul coboară la inimă. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu ajunge la inima noastră, atunci totul este o formă fără înțeles, poate o anumită doctrină morală bună și frumoasă, dar nimic mai mult. Mântuirea, desigur, vine de la Domnul însuși. Puțin mai jos, spune foarte frumos, de asemenea, nu vă voi lăsa orfani. Domnul Iisus, în momentul în care a stat cu ucenicii, timp de 3 ani și jumătate, desigur, erau foarte uimiți de ceea ce făcea el, de puterea și de autoritatea lui și au recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea lor le era greu, cum spuneam mai devreme, este greu, este dificil atunci când o persoană pleacă din această lume. Și cu siguranță acești ucenici au simțit cel mai mult. Însă Domnul Iisus a spus că nu vă voi lăsa orfani, da? Voi trimite acest mângâietor. Și puțin mai jos spune, peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. De ce? Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Așa cum spuneam cu tânărul Ravi Zacharias, dar i-a rămas foarte mult în minte acest lucru, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și aceasta, de fapt, este încă o dată încrederea noastră ca și creștini, pentru că Domnul Iisus trăiește astăzi, așa cum a trăit și acum 2000 de ani pe acest pământ, El va continua să trăiască și după moartea noastră și mult mai important este că noi vom fi împreună cu El. Aceasta este cea mai mare alinare a noastră, dar de asemenea și cea mai mare nădejde și ceea ce ne dorim noi cel mai mult în această viață, ca să fim împreună cu Domnul Iisus. În final spune în versetul 20, în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Acest pasaj arată de asemenea foarte bine Trinitatea, deși nu se folosește explicit cuvântul Trinitate. Da, l-avem pe Domnul Iisus, care
cere, care roagă pe Tatăl să ne trimită un mângâietor, da, pe Duhul adevărului. Și încă o dată rea, în versetul 21, ceea ce a fost la început, în versetul 15, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Nu ce este mai minunat decât că Domnul Iisus ne iubește pe noi. Cum spuneam mai devreme, Biblia este o carte de dragoste. Domnul Iisus a venit prima oară la noi cu dragoste, așa s-a purtat și cu cei de pe pământ, da, în momentul în care a trăit pe acest pământ. El mergea la orbi, el mergea la cei cu probleme ca să-i ajute, să-i ridice. Și dacă ne gândim în felul acesta și noi mai mult, dar la dragostea lui pentru noi, atunci în mod automat noi vom păzi poruncile și noi le vom păzi și le vom ține, da? De ce? Pentru că îl iubim pe el. Îl iubim pe el și vedem dragostea cea mare cu care ne înconjoară de fapt în fiecare zi. De asemenea, știu cel puțin două cazuri la noi în biserică, dar cu siguranță sunt mai multe. Sunt probleme de sănătate, sunt probleme fizice, desigur și spirituale. Ar trebui să ne rugăm și pentru unii și pentru alții. Dar, cum spuneam, da, în momentele acestea parcă suntem compleșiți, dar de aceste probleme fizice, adică atât timp cât vedem despre această pandemie, dar și alte tipuri de probleme fizice. Fie ca Domnul să se îndure de aceste persoane în suferință, fie ca Domnul să le aline durerile, să le vindece acolo unde El dorește, unde El are planul Lui. Și încă o dată, dacă am spus și cum doresc să revin la subiectul care am început, în momentul în care o persoană pleacă la Domnul, sau dacă noi, desigur, vom pleca la Domnul, să avem nădejdea și această încredințare că noi vom fi împreună cu El în veci. Slăviți să fie Domnul, fie ca Domnul să fie în continuare cu dumneavoastră, cu fiecare în parte și să ne revedem cu bine. Amin. Cântare nouă.
Iisus, tu ai răscumpărat, Duhul tău sfânt m-a eliberat, dragostea ta îmi curaj, să alerg către țintă neîncercat, doar tu ești Domnul meu, te voi binecuvânta. Iisus, ești fericirea mea, te voi binecuvânta. Găsit, când eu pierdut în lume, te răstigneam pe altarele de rup. Când obosit gemeam a neputință, când faptele fărâmeni m-au făcut. Când obosit gemeam a neputință, când faptele fărâmeni m-au făcut. Dar mai cules din să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul și dragostea mea pururi să alerg tot mai grăbit pe cale, să ajung acolo sus la dreapta ta, să trec prin poarta biruinței tale, prin poarta ce se cheamă Golgota. Să trec prin poarta biruinței tale, prin poarta ce se cheamă Golgota. Iar dacă adese cad sub greul crucii și mă pândesc ispite nascunți, atunci mulțumiri ți-aduc, Iisuse, cât șarul tău îmi piese îndeajuns. Dacă adesea cad sub greul crucii și mă pândesc ispite nascunți, atunci mulțumiri ți-aduc, Iisuse, cât șarul tău harul tău
cerul tău îmi este îndeajuns. M-ai regăsit când eu pierdut în lume? Parcă așa au sunat versurile primului cântec pe care l-ai cântat la noi. Ne bucurăm să fim dimineața aceasta în mijlocul nostru, Florin Enescu. O istorie lungă în slujire, o viață care a bătut pentru Hristos. Florin, ne bucurăm tare, tare mult să fii astăzi cu noi. Frații și surorile din biserica noastră nu te-au văzut până acum la față, dar îți mărturisim faptul că ne-am rugat pentru tine. Încă o dată spun, bun venit în biserica noastră și prin intermediul acestui program video pe care îl transmitem, duminică dimineața, te salutăm și îți spunem bun venit la noi. Vă salut și eu, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc de acum pentru rugăciuni, pentru susținere, l-am simțit din plin. Domnul fie lăudat, Florin, ne cunoaștem de ceva timp, nu-i așa? Câți ani sunt de când ne-am întâlnit prima oară la o conferință? Da, la Mare, la Evanghelion, pentru cei care cunosc, se fac 27 de ani. 27 de ani. Era o vreme în care se mai putea organiza așa ceva, adică plaja și toate celelalte nu erau așa de poluate vizual ca acum. Ți-aduce aminte? Am cântat împreună în echipa de închinare în 1993. Am făcut evanghelizare împreună. Frați și surori, dragi prieteni, mă uit la Florin și îmi vin în minte cuvintele Domnului Iisus Hristos care zice despre Natanael că iată un izraelit în care nu există vicleșug. Zic și eu despre Florin. Florin este la origine din Turnul Severin, zic și eu, un oltean în care în inima căruia nu există vicleșug. Viața te-a adus din Severin aici la București. Povestește-ne un pic despre viața ta de slujire, de slujitor. Sunt născut, de fapt, în Slatina și de la vârsta 3 ani Dumnezeu ne-a adus în Severin, ne-am copilărit, până în anul 2007, când Dumnezeu ne-a chemat în București. Pe la 9 ani, mi-aduc aminte că îmi puneam întrebări despre viață. Copilăria mea a fost mai scurtă și mi-aduc aminte că nu găseam niciun răspuns pentru scopul vieții și aveam un gol imens în inimă și aveam gândul de suicid. Până când într-o zi o persoană, o rudă mai îndepărtată, a venit la noi în familie și ne-a vorbit despre Dumnezeu. Cum am auzit despre Dumnezeu, mi-aduc aminte lucrul ăsta, nu o să uit niciodată. În momentul ăla am știut că Dumnezeu e răspunsul la toate lucrurile. Nu știam nimic, nu citisem Biblia vreodată, dar în momentul ăla am știut că Dumnezeu e răspunsul și scopul vieții. N-am avut niciodată... Erai un copilandru, nu? Eram copil. Și în scurt timp am început să merg la Biserica Baptistă local, singura Biserica Baptistă pe vremea aceea. Era prin 81, dacă mă aduc aminte. Pe strada? Cicero, da, 23. Și... mi-aduc aminte că am avut pe inimă să slujesc, deși eram un introvertit și sunt introvertit. N-aș spune. Da, și aveam un complex de inferioritate grav. Și totuși Dumnezeu simțeam cum mă împinge la slujire. Și am început așa, de la copii, la tineret, până în armată am condus tineretul câțiva ani în biserică și după armată, când am venit, Dumnezeu mi-a deschis o ușă pentru școala biblică în Austria, pe vremea aceea, în 93, și după un an de pregătire, am făcut ceva intens, în 94 am plantat practic o biserică împreună cu un prieten foarte bun, vechi, cu care am copilărit în biserică. Ionuț Corlan. Cu Ionuț Corlan, da. Pe care îl cunoști, da. Și cunoști familia. Și am, biserica respectivă, am păstuit tot timp de 12 ani. O familie binecuvântată, nu? 14 frați. Da. Și eu mă lăudam că sunt al 15-lea. Da, și am în tot acest timp am participat la lucrarea la sate. În Mehedinți și în Gorj, cu natul meu fiind pastor în zonă,
am ajutat la plantare și la îngrijire de multe biserici în zona respectivă și cu alți prieteni și colegi de lucrare în tot acest timp, în timpul celor 12-13 ani. Bun, dăm timpul pe repede înainte. 2007, București, aterizați în București, pribegiți. Da. Încă pribegim noi, da, toți cei care nu suntem bucureșteni prin naștere, ci bucureșteni prin adopție. Spune un pic despre lucrarea pe care ai făcut-o aici, în București. Da, spre neașteptarea noastră, Dumnezeu ne-a chemat în București. Am venit, practic, să slujim într-o biserică locală, Calvary Chapel. Practic, să slujesc în principal cu închinarea, pasul închinare, și să predau la școala biblică pe care o începeam atunci în cadrul bisericii. Și Dumnezeu, apropo de lucrurile dat pe repede, mai puțin de un an, practic am devenit pastorul senior al bisericii și sunt 13 ani, 12 ani practic am păstorit biserica până anul trecut, când Dumnezeu ne-a chemat la o pauză. Și Dumnezeu, anul trecut, ai avut un musafir nepoftit anul trecut, nu-i așa? Motivul pentru care este Florin aici cu noi este să ne spună puțin din experiența vieții lui. Anul trecut ai făcut cunoștință cu? Cu cancerul. Anul trecut ai făcut cunoștință cu cancerul. Îmi place să spun, vara trecută m-am întâlnit cu cancerul. Spune-ne un pic despre lucruri care pot fi spuse într-o... Da, bineînțeles. Practic, anul trecut, prin primăvară, am fost într-o vizită de lucru și nu numai în state. Și în timpul acesta Dumnezeu mi-a pus câteva lucruri pe inimă, mi-a descoperit câteva lucruri. Unul din aceste lucruri a fost, simțeam o urgență foarte puternică, nemai întâlnită, aș putea spune, pe alocuri, când mă întorc în țară să-mi fac niște investigații. Medicale, analiză medicală. Da. Lucru pe care l-am făcut, ne pierzând deloc urgența asta, deși întorcându-mă au fost niște lucruri presante timp de o lună, după aia am făcut investigațiile și practic rezultatul a fost că am două tumori intravezicale, vezica urinară, care s-au devenit canceroase și am trecut practic prin două operații cu câteva săptămâni, vreo 7 săptămâni, durează fenomenul ăsta. După aceea, după alte vreo 6 săptămâni, am urmat un tratament intensiv până așa de sărbători, iar apoi, pe la începutul anului, iar după o pauză de așteptare, primul și mult așteptatul control, care s-a adevărit că, adică a adevărit faptul că nu mai exista cancer practic în locul operat, în vezică. Ceea ce a fost o mare încurajare pentru mine, mai mult decât mi-am dat de seama. A fost o mare încurajare. Cam aia a fost perioada în care tu ai început să fii cunoscut bisericii noastre, pentru că în perioada aceea am început să ne rugăm pentru tine și, așa cum spuneam, oamenii s-au rugat pentru cineva pe care nu l-au cunoscut. Iată, în dimineața aceasta îl putem vedea pe Florin Enescu, un tânăr slujitor. Dacă nu mă înșel, ești cu 2 ani mai mare decât mine, născut în 72. Da. 72. Ce simte? Da, ce simte un o persoană aflată la această vârstă, în momentul în care doctorii vin și spun, domnule, e cancer malign? Ce ai simțit în momentele acelea, Florin? Unul din lucrurile pe care nu le-am simțit este să-mi pun întrebarea, doamne, de ce? De ce eu? Și oarecum m-am fost surprins și eu. Că nu m-am pus, nici nu am regăsit întrebarea aceasta în mine, dar surprinderea este mare. Este cuvintele, de obicei nu am probleme cu cuvintele, dar în situația asta mi-am dat seama că cuvintele sunt foarte slabe pentru a exprima simțămintele interioare. Și mă refer la simțăminte, nu mă refer doar la
niște sentimente. Trăirile psihice și sufletești sunt extrem de intense. Și pentru că sunt așa o fire analitică, introspectă, am început să mă întreb. Unde am greșit, Doamne? Și nu în sensul de a mă acuza, în sensul de păcat sau ceva de genul ăsta, ci... O introspecție, nu? O cercetare lăuntrică, profundă. Da, știam oarecum că am talentul de a exagera lucrurile, de a întinde coarda. Și este unul din lucrurile unde m-am uitat în viața mea. M-am uitat, practic, să văd unde n-am fost un bun ispravnic. Cu trupul meu, cu timpul meu, cu prioritățile sau cu ordinea, nu firească a lucrurilor, ci dumnezeiască a lucrurilor din viața mea. Și astea lucrurile unde am început să mă gândesc. Dar un alt lucru pe care l-am simțit este acea pace pe care am simțit-o prima dată la 9 ani, când am aflat de Dumnezeu. Ai avut pace în vestea cancerului? Da. E inexplicabil, pentru că ea nu se leagă, și am știut sigur că nu se leagă de circumstanțe. Am știut că acela care m-a creat a știut momentul. N-a fost ceva care a venit din mine. Apropo de ce am simțit că oarecum frâiele situației nu erau deloc în mâinile mele. Spune-mi, te rog, ai avut în perioada aceea dialoguri cu sufletul tău? Pentru că știu că una din piesele pe care le-ai compus și pe care o vom asculta în final vorbește ceva despre acest dialog, bineînțeles împrumutat de la David, care la un moment dat spune pentru ce te mâhnești, pentru sufletul ce te mâhnești, sufletul meu. Ai discutat în perioada aceea cu sufletul? Ce i-ai spus sufletului? Ce ți-a spus sufletul? Ce ți-a nutrit sufletul zilele acelea? Perioada asta care a urmat după vestea asta, cam cancer, practic, a fost o perioadă de izolare. Oarecum am experimentat o altă față a introvertismului meu, în sensul că, în afară de circumstanțele în care eram, o circumstanță în care nu prea multă lume a fost în jur, motive variate, am putut să văd cât de singur puteam să fiu eu cu mine și cu, practic, Dumnezeu. Și, într-adevăr, mi-am adus aminte de cuvintele psalmistului din care am făcut cântecul acesta cu mulți ani în urmă. Mi-aduc aminte că era într-o duminică, în care am simțit o presiune spirituală foarte mare. Am venit de la serviciu de biserică și nu puteam să scutur starea asta de apăsare spirituală. Și am deschis Biblia și am dat peste Psalmul 42, peste 5 și 6. Și așa a ieșit prin cântecul acesta. I-am spus sufletului meu ceea ce Dumnezeu mi-a arătat. Pentru că e legat de niște descoperiri care Dumnezeu mi-a arătat. Și m-am dat seama că Dumnezeu a fost pas cu pas cu mine. Și îmi repetam de multe ori, pentru că este un proces care revine, chiar dacă ți se pare că rezolve astăzi, mâine o iei de la capăt. Deci Dumnezeu era cu tine sau te-a abandonat? Te-ai simțit vreodată abandonat? Sau nu. A fost vreun moment în care să te uiți spre cer și să zici, Doamne, unde ești? Nu te mai văd, nu mai înțeleg nimic din ceea ce vrei să-mi spui. Cum l-ai simțit pe Domnul în perioada aia? Pentru mine n-am avut deloc sentimentul acesta și ideea aceasta de că Dumnezeu m-ar fi părăsit. De fapt, l-am simțit mai aproape, pentru că știam și simțeam că El este singurul care îmi poate fi aproape în situația asta. Interesant este că, și asta a fost un lucru pentru mine care m-a ajutat să nu dau vina pe nimeni, să nu am amărăciune în niciun fel. A fost o lucrare clar dumnezească. Știam că oamenii erau deprisos, ar fi fost deprisos. Și că Dumnezeu mi-a de ajuns. Și lucruri pe care Dumnezeu mi le descoperise deja cu câteva luni înainte, Dumnezeu mi le aducea din nou și mi le punea într-o perspectivă practică pentru mine. Adică am văzut pas cu pas cum Dumnezeu m-a ferit și mi-a plănuit pașii, inclusiv să merg la ce spital să merg. S-a întâmplat, cum spunem noi. La ce doctor să mergi pe...
Da, da, da. S-a întâmplat că practic în biserică era o duhoviță care a lucrat de la început, câteva luni înainte, la spitalul la care am mers. Și nu a, a fost degetul lui Dumnezeu. Și fiecare pas, faptul că am fost descoperit exact la limită. Deci cancerul putea să plece, pentru că asta a fost ideea. Am fost operat exact la limită. Și asta nu poate fi. Coincidențe. Da, coincidențe. Pare mi se că Spurgeon spunea, când nu mă rog, nu se întâmplă coincidențe, când mă rog, se întâmplă coincidențe. Exact. Spune-mi, te rog, în perioada aceea, ai simțit că ești în laboratorul lui Dumnezeu, că vrea Dumnezeu să te învețe ceva? Ai tras niște învățăminte din experiența aceea? Spune-ne, au fost ceva lecții pe care le-ai înțeles din partea lui Dumnezeu? Da, cred că încă descoper lecții. Am o vorbă, mi-am dat seama că undeva după ianuarie, după primul control, mi-am dat seama că până atunci practic am fost aproape criogenat. M-am autocriogenat. În sensul că pur și simplu, cum spunem noi, m-am închis. Fără să vreau, involuntar. Dar apoi am început să mă dezghet și să mă uit în urmă și să încep să pricep niște lecții. O lecție care mi este clară este legată de un lucru pe care de mult ori l-am spus oamenilor. Fiind alături de ei, inclusiv pe patul de spital sau pe alte paturi de suferință. Și anume, să observ ce face Dumnezeu cu viața mea, cu mine. Am considerat că una dintre cele mai importante întrebări pentru că din jos mai ales, este, Doamne, ce faci acum, în perioada asta sau astăzi, cu mine? Și am început să-mi pun întrebarea asta, pentru că am cel puțin eu am simțit să mă pun de multe ori. Deși înțelegeam pas cu pas așa ce face Dumnezeu. Mi-am pus-o de multe ori. Mi-am dat seama că nu de puține ori am fost prea ocupat cu lucrurile, cu lucrarea lui Dumnezeu în speță, decât cu Domnul însuși. Mi-am dat seama ca lecție că relația cu Dumnezeu personală este mai întâi decât relația cu lucrarea. Și spun mai întâi, nu spun mai importantă, pentru că ambele sunt importante. E vorba de ordine aici. Mi-am dat seama că ordinea trebuie păstrată, trebuie să lupți pentru ea, să veghezi asupra ei. Și mi-am dat seama că e, din nou, cuvintele sunt slabe de a exprima, practic, cum în mijlocul durerii, pentru că ăsta e unul din lucrurile pe care am exprimat durere sub multe forme, o durere scrietoare și suferința, în mijlocul suferinței îți dai seama cât de prezent este Dumnezeu chiar dacă nu zice nimic. Trece dincolo de cuvinte, este o experiență spirituală. Și probabil ca David am înțeles că trebuie să spui, suflete, pentru ce te mângânești? Că El este mântuirea sau salvarea, în sensul ăsta salvare chiar fizică. Bun. Aș mai avea încă o întrebare pentru tine înainte de a cânta cântarea aceasta, pentru ce te mâhnești, suflete. Poate că între cei care te ascultă și ne ascultă acum sunt oameni care, nu știu, poate trec printr-o experiență similară, poate că au un moment din ăsta de întuneric, de întunecime, de neputință, de parcă, poate că Dumnezeu cumva așa a ascuns fața de ei, poate că e o veste teribilă, poate că e o boală, poate că e... Ce poți transmite unor astfel de oameni? Ca unul care ai trecut și ți-a trecut și ție glonțul s-a șuierat pe la urechi. Legat de ce spuneam mai înainte, în lumina importanței întrebării ce face Dumnezeu cu viața mea, cu mine, prin ceea ce trec, cred că este important
să știi, să încep să știi la un moment dat, să o iei ca adevăr și apoi să stăruiești în adevărul ăsta, că este mai înțelept să nu-ți pui întrebarea: Doamne, de ce eu? De ce mie? Și să-ți pui întrebarea: Doamne, ce vrei să faci cu mine? Pentru că Dumnezeu întotdeauna are un scop. Și chiar dacă știu adevărul că Dumnezeu e perfect în toate căile Lui și deciziile Lui, greutatea, încercarea, ispita, oricare ar fi contextul, sunt toate niște oportunități pentru ca Dumnezeu să facă ceva cu tine. Este ceea ce de multe ori am auzit sau chiar am spus: viața cu Dumnezeu este o aventură. Ăsta e momentul când ai șansa personal să experimentezi lucrul ăsta. Și pentru mine, ce m-a ajutat pe mine a fost să-mi aduc aminte, pentru că nu consider că sunt mai credibile decât cuvintele lui Dumnezeu altceva în lumea asta. Doar ce spune Dumnezeu este credibil și neschimbabil, neschimbător. Mi-am adus aminte cuvintele din Proverbe, capitolul 3, versetul 5, unde spune: încrede în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Unul din lucrurile pe care eu am încercat să-l fac este să caut răspunsuri și să văd unde am greșit, ce ar putea să fac mai bine și așa departe. A trebuit să renunț la lucrurile astea și să mă încred în Dumnezeu. Și spune mai departe: recunoaște-L în toate căile tale. La modul practic este să vezi și să-L întreb, ai șansa să-L întreb pe Dumnezeu prin suferință, prin încercarea ta, prin testul prin care treci. Întrebi: Doamne, ce mai exact vrei să mă înveți despre Tine? Cum vrei să mă înveți să pășesc cu Tine? Cum vrei să pun în practică ceea ce știu sau ceea ce încă nu știu? Și mai spune un lucru interesant în versetul 6 mai departe, în Proverbe spune, pentru că spune că nu te socoti singur înțelept, ci tu ține-te de Dumnezeu, caută să înțelegi, să-L recunoști pe El în situația, pașii pe care urmezi în viață, și spune: și aceasta îți va da sănătate. Și poate, eu personal am considerat că nu e de mine să mă aștept la însănătoșire. Am lăsat-o pe mâna Domnului, vorba lui David. Mă las pe mâna Ta, Doamne. Dar cel puțin pot să spun că mi-a păstrat sufletul meu sănătos. Am simțit sănătatea asta a lui Dumnezeu în acțiune. Și asta e un sfat personal pe care pot să-l dau, pentru că știu că funcționează. Da. Florin, mulțumim tare, tare mult. Ne rugăm lui Dumnezeu să-ți ajute ca viața post-cancer să reflecte întru totul înțelepciunea și frumusețea dumnezeirii. Dacă în zilele acestea vorbim de viața de dinainte de COVID și post-COVID, iată că tu ai un reper important al vieții tale, și fie că avem parte de așa ceva, fie că nu avem parte de așa ceva, mă rog lui Dumnezeu să ne punem în permanență întrebarea: Doamne, ce vrei cu viața mea, ce vrei de la mine, care este scopul pentru care m-ai lăsat pe acest pământ, și să ne ajute Domnul să-L împlinim. Mulțumesc încă o dată, Florin, pentru prezența ta și ascultăm acum ultima cântare, cu promisiunea că atunci când ne vom întâlni din nou aici împreună ca și biserică, să-l avem din nou pe Florin în slujire în mijlocul nostru. Ascultăm cântarea. Pentru ce te mânești, suflete, și ce mână întru me? Nădăjduiește că ce-arăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Pentru ce te mânești, suflete, și ce mână întru mea?
ești în Dumnezeu, că chiar și voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeu meu. El este mântuirea mea și Dumnezeu meu. Îmi e sufletul unit în mine, aceea la tine mă. Val cheamă una în val și toate valurile tale trec peste mine. Aceea zic, pentru ce te unești suflete și ce mâna într-un moment. Nădăjduiește mea și Dumnezeu meu. El este mântuirea mea și Dumnezeu meu. El este mântuirea mea și Dumnezeu meu. El este mântuirea mea și Dumnezeu meu. Ioan capitolul 14, de la versetul 15 la versetul 26. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Slăvit să fie Domnul și pentru această nouă dimineață pe care ne-o dăruiește să stăm în prezența Lui. Mulțumim pentru mărturia pe care tocmai am auzit-o, mulțumim pentru îndemn la rugăciune, mulțumim pentru cuvântul Lui, mulțumim pentru fiecare cântare, pentru cântările tinerilor. Am învățat și continuăm să învățăm și anul acesta de la Domnul și învățați de la mine, zice Mântuitorul în Evanghelia după Matei. Iată așadar că până acum, spre finalul lunii mai,
am parcurs cele 7 ziceri sau afirmații ale Domnului Iisus Hristos despre sine. După care ne-am uitat în Evanghelia după Ioan, pentru că de Evanghelia după Ioan este vorba, ne-am uitat în Evanghelia după Ioan și am survolat cele 7 semne pe care Mântuitorul le face și sunt menționate de Evanghelistul Ioan în Evanghelia care îi poartă numele. Sunt 7 semne, rețineți, nu sunt 7 minuni, sunt 7 semne care demonstrează, dovedesc divinitatea, autoritatea, puterea Domnului Iisus Hristos, care toate acestea sunt, reprezintă puterea dumnezeirii. Dacă ne uităm peste toate evangheliile, o să vedem că singura evanghelie care conține învățătură despre Duhul Sfânt este Evanghelia după Ioan. De fapt, dacă veți survola toate cele 4 evanghelii, o să vedeți că Evanghelia după Ioan conține cea mai multă învățătură în comparație cu ceilalți evangheliști. Dacă ceilalți evangheliști relatează fapte și întâmplări, Evanghelistul Ioan relatează multă învățătură. Domnul Iisus Hristos stătea, îi învăța și Ioan menționează această învățătură. Pentru următoarele 3 duminici, adică pentru duminica aceasta și celelalte 2, ne-am propus împreună ca și biserică să ne uităm tot în Evanghelia după Ioan și să învățăm, atenție, la prima mână despre Duhul Sfânt. Bineînțeles, pe seama Duhului Sfânt, pe seama lucrării Duhului Sfânt, pe seama darurilor Duhului Sfânt, s-a discutat mult, s-a scris mult, a fost multă efervescență pe marginea acestui subiect. Însă, aș vrea să înțelegem ceva din capul locului. Învățăm despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de la una din persoanele Trinității și vă rog frumos să-mi dați voie să vă spun că Mântuitorul pregătește lucrarea Duhului Sfânt așa cum Ioan a pregătit lucrarea Mântuitorului. Sunt 3 pasaje în Evanghelia după Ioan care vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt. Unul este în capitolul 14, pasajul pe care îl vom aborda astăzi. Unul care începe în finalul capitolului 15 și se termină în capitolul 16 la versetul 4. Iar a treia relatare pe care o vom aborda în Duminica Rusalilor se găsește în capitolul 16. Prima relatare, înclin să cred că este prima ocazie în care Mântuitorul vorbește despre Duhul Sfânt, măcar că Ioan face aluzie la Duhul Sfânt și aici mă refer la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul face aluzie la Duhul Sfânt atunci când vine Mântuitorul să fie botezat de el, zice, după mine vine unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, acela are în mână lopata, eu nu sunt vrednic să fiu botezat de... tu nu ești vrednic să fii botezat de mine, eu ar trebui să fiu botezat de tine. Deci acolo se vorbește puțin despre Duhul Sfânt, dar nu ca și o învățătură, nu ca și ceva expus, discutat, analizat, frământat. În textul care ne-a fost prezentat și astăzi atât de frumos, ați putut băga de seamă că începe extrem de abrupt. Zice Domnul Iisus Hristos, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Este capitală pentru înțelegerea Duhului Sfânt și înțelegerea învățăturii despre Duhul Sfânt, această dragoste de Hristos, această dragoste manifestată către Hristos. Ceea ce urmează să discutăm astăzi n-are niciun sens, vă rog frumos să înțelegeți, n-are niciun sens pentru un om care nu-L iubește pe Hristos. Dacă ne uităm la finalul versetului 16, dacă ne uităm la acest verset, zice și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Versetul 16 continuă în urma versetului 15 și dacă ar fi să ne întrebăm cine sunt oamenii care îl primesc pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu,
Dacă ne uităm în versetul 15, o să înțelegem că cei care îl iubesc pe Hristos primesc, versetul 16, primesc mângâietorul. Pentru că iubirea de Hristos te aduce în relație cu Hristos și relația este aceasta de învățător-învățăcel. Așadar, doar cei ce îl iubesc pe Hristos și păzesc poruncile Domnului se bucură de această făgăduință și altfel spus, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața mea să mă ajute să împlinesc poruncile Domnului. Da, pentru asta ne-a fost dat. Dar haideți să mai subliniem ceva. Din ce cauză împlinesc eu poruncile Domnului? Le împlinesc sau nu? Și dacă le împlinesc, pentru ce motiv le împlinesc? Le împlinesc ca și pe o povară, ca pe ceva ce trebuie, ceva ce trebuie bifat, e o rețetă în 12 pași, ascultarea și păzirea poruncilor lui Hristos, rețineți, este rezultatul dragostei mele pentru El. De asta păzesc poruncile Lui. De asta poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că la mijloc există o relație de dragoste între mine și Hristos. Și bineînțeles, o dragoste care pornește de la Hristos spre mine. Uitați-vă în Scriptură la versetul 16 și 17. Sunt două versete, dar este belșug de învățătură despre Duhul Sfânt. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Două versete. Bogăție de învățătură. De ce încercăm să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt, venirea Duhului Sfânt în lumea noastră? De ce începem să învățăm despre Duhul Sfânt de la Hristos? Pentru că acesta este începutul. Acesta este începutul. Bine, totuși, trebuie menționat și acest aspect. Cuvintele Domnului Iisus Hristos au fost scrise de apostolul Ioan în Evanghelia aceasta care îi poartă numele. Deci cuvintele Domnului Iisus Hristos au ajuns la noi, ne-au parvenit prin, aș putea spune, un intermediar, Ioan, dar atenție, autorul întregii Scripturi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci informația despre Duhul Sfânt este informație de primă mână, pentru că încercăm să-L înțelegem pe Duhul Sfânt așa cum este El prezentat, zugrăvit, arătat nouă de o altă persoană a Trinității, de Fiul Său. Spuneam că e bogăție de adevăruri aici în aceste două versete și o să le iau pe rând. Zice Mântuitorul și El vă va da un alt, da? Este un altul. Și altul ăsta poate însemna altul în adăugare, adică a fost Hristos și acum vine un altul. Bineînțeles, cuvântul din limba în care a fost scris Noul Testament e un cuvânt destul de greu de tradus și adesea l-am auzit în bisericile noastre, este paraclet. Cea mai apropiată traducere ar fi aceea de mângâietor, dar rețineți, paracletul este acela care, odată ce mergi pe un drum, vine cineva alături de tine și merge împreună cu tine. Te sfătuiește, îți dă povață, acesta este paraclet, acesta este mângâietorul. Iisus Hristos a fost alături de ucenici 3 ani și jumătate. Rețineți, la fel, un altul este acum în ucenici și lângă ucenici. Și dacă am ajuns în acest punct, aș vrea să vă spun cu convingere și cu fermitate. Mântuitorul ne spune că nu există niciun înlocuitor uman pentru Hristos. Hristos s-a ridicat la cer și n-a spus, vi las pe papa de la Roma.
El va fi locțiitorul meu. Nu există un înlocuitor uman pentru Hristos. Înlocuitorul lui Iisus Hristos este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul de viață dătătorul. Niciun învățător, niciun erudit, niciun întemeietor de religie, nu. Singurul înlocuitor pentru Iisus Hristos este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este darul Tatălui, ascultați. Și El vă va da. Cine? Eu voi ruga pe Tatăl. El vă va da. Cine l-a trimis pe Fiul în lume? Cine l-a trimis pe Fiul? Tatăl l-a trimis pe Fiul în lume. Dar cine l-a trimis pe Duhul Sfânt în lume? Există o doctrină numită Filioque în 1054 la schismă. A fost cel puțin declarativ unul din motivele pentru care Biserica Apuseană s-a separat de Biserica Răsăriteană, și anume purcederea Duhului Sfânt. De unde pornește Duhul Sfânt? Duhul Sfânt pornește, catolicii susțin că Duhul Sfânt pornește atât din Tatăl cât și din Fiul. Pe de altă parte, Biserica Răsăriteană, Biserica Ortodoxă, susține că Duhul Sfânt purcede doar de la Tatăl. Pentru înțelegerea noastră a Scripturii în acest punct al discuției noastre, citim asta. Și eu voi ruga pe Tatăl și El. Deci Duhul Sfânt vine în lumea noastră ca și mijlocire a Fiului care îi adresează această rugăminte Tatălui, dar Tatăl este Cel care îl trimite pe Duhul Sfânt în lume. Și în felul acesta ați aflat și înțelegerea mea, care e mai degrabă răsăriteană decât apuseană. 3. Duhul Sfânt, spuneam că vine în urma mijlocirii și eu voi ruga. Când l-a rugat Mântuitorul pe Tatăl? Posibil în Ioan 17, în rugăciunea de mare preot? Posibil. În Fapte, la capitolul 2, cu versetul 33. Ascultați ce spune Sfântul Apostol Petru. Zice, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și-a primit de la Tatăl făgăduința. Odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și-a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ceea ce vedeți și auziți. Deci Duhul Sfânt vine ca urmare a mijlocirii Mântuitorului la Tatăl, ca El, Duhul Sfânt, să vină peste ucenici, să vină în cei care vor crede în numele Lui. Ne întoarcem la Ioan 14. Pentru că aici Mântuitorul ne spune că acest Duh Sfânt, acest mângâietor, Paraclet, va rămâne cu noi în veac. Le spune Mântuitorul să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo revărsarea Duhului Sfânt. Interesant e că această promisiune coincide cumva și cu cuvintele Domnului Iisus Hristos despre sine, când zice, și iată că eu sunt cu voi până la finalul, până la sfârșitul veacurilor. Acum, avem această promisiune că Duhul Sfânt va veni peste ucenicul Domnului, peste cei ce sunt ai Lui, și va rămâne cu noi în veac. Asta înseamnă că rămâne cu noi pentru totdeauna. Asta înseamnă că așa cum Hristos este cu noi, în același mod, cu aceeași greutate de valoare, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu rămâne cu noi. Și înțelegeți, promisiunea aceasta nu o face un pastor, nu o face un preot, nu o face o față bisericească, promisiunea aceasta o face Dumnezeu în cuvântul Său. Duhul Sfânt, mai apoi, este Duhul Adevărului, și anume Duhul Adevărului, în mod obiectiv Dumnezeu nu poate minți, pentru că în El este adevăr, în El nu există strâmbătate, deci Duhul Adevărului, așa, pe românește, nu te duce în bălării. Duhul Adevărului nu te lasă să rătăcești. Duhul Adevărului nu te lasă să crezi o erezie. Duhul Adevărului nu te lasă să o iei pe căi lăturalnice, pentru că El locuiește în adevăr și tot ceea ce produce, provoacă, promovează
ca și învățătură, este adevăr, purul adevăr. Dar tot aici, în versetul 17, mai citim, o realitate. Că lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Auziți? Știm din Scriptură că lumea a fost dintotdeauna potrivnică dumnezeirii. În versetul 10 din capitolul 1 zice așa Evanghelistul Ioan: El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. Lumea, cu toate valorile ei, cu tot ansamblul ei, a fost dintotdeauna potrivnică dumnezeirii. Și atunci, probabil că cineva se întreabă cum putem împăca această adversitate a lumii cu Dumnezeu cu ceea ce spune Evanghelistul Ioan în capitolul 3, la versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea ne spune. Păi hai să clarificăm. Ori o iubește, ori nu o iubește. Ori este adversară, ori nu este adversară. Hristos iubește lumea pentru că nutrește mântuire. Dar rețineți, atunci când cineva îl descoperă pe Hristos, știți ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către tânărul Tit, la capitolul 2 cu versetul 11, ascultați. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Un om care îl descoperă pe Hristos, un om care l-a cunoscut cu adevărat pe Hristos, rețineți, se rupe de lume. Da, noi trăim în această lume, dar identitatea noastră nu e aici. Pentru că odată ce l-am cunoscut pe Hristos, am întrerupt conexiunile și este un proces, nu e un moment, e un proces în care ne rupem de lume și mergem după Hristos. Aici. Pentru că înainte ca un om să-l poată pricepe și să-l înțeleagă pe Dumnezeu prin Hristos, este nevoie să se întâmple cu persoana respectivă trei lucruri și o să vorbim despre asta pe îndelete când ne vom uita la Ioan capitolul 16. Până ce să-L vezi pe Hristos, ai nevoie, sau odată ce-L vezi pe Hristos, ești o persoană convinsă de păcat, de neprihănire și de judecată. Ioan 16, de la versetul 4 înainte. De păcat, de neprihănire și de judecată. Știți ce reprezintă acestea? Sunt bornele convertirii noastre. Fiecare nou creștin, fiecare nou convertit, născut din nou, a trecut pe acest drum al convingerii de păcat, al convingerii de neprihănire, al convingerii de judecată. Și în final, în finalul acestui verset 17, zice Mântuitorul: dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Spre deosebire de Hristos, care a fost cu ucenicii, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va fi în ucenici. Hristos a fost lângă ei, Duhul Sfânt vine în ei. Și dacă vreți, este o descoperire progresivă. L-au avut ucenicii pe Hristos, unde? Lângă ei. Îl au ucenicii pe Duhul Sfânt, unde? În ei. Spuneți-mi, vă rog frumos, despre ce a vorbit Domnul Iisus Hristos anterior
discuției despre Duhul Sfânt. Zice versetul 1 din capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Despre ce vorbește? Despre Tatăl, despre plecarea la Tatăl. Despre întoarcerea după înviere, zice, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-aș fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Despre ce vorbește aici Hristos? Despre întoarcerea Lui după înviere? Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 19 din textul nostru. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea. Dar voi mă veți vedea. Despre ce vorbește? Vorbește despre înviere, despre faptul că lumea nu l-a văzut puțin pentru că a dispărut 3 zile și apoi voi mă veți vedea? Oare despre asta se vorbește? Lumea nu mă va mai vedea. L-au văzut? Lumea a avut ocazia să-L vadă pe Hristos? Da. Iisus, cine? Din Nazaret, fiul tâmplarului. Cu CNP, persoană fizică, necăsătorit, fără adresă, că n-avea adresă. Zice că fiul omului n-are unde să-și plece capul. Era un itinerant. Dar revin la această întrebare. De ce nu este în stare lumea să-L vadă pe Hristos acum? Știți de ce? Pentru lume totul se reduce la materie. Vedem, credem. Lumea, după ce Hristos a ridicat la cer, rețineți, lumea nu e în stare să-L vadă pe Hristos după ce s-a ridicat la cer. Dar atenție, ucenicii sunt în stare să-L vadă pe Iisus Hristos după ce s-a ridicat la cer. Iisus nu e ca și Lenin, doar pe Lenin îl mai putem vegea. Mai un formol, mai un machiaj. Și în felul ăsta îl îmbălsămat și îl ținem să-L vadă lumea. Nu despre asta e vorba. Lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. De ce? Căci mă duc la Tatăl. Căci mă duc la Tatăl. Lumea nu este în stare să-L vadă pe Hristos datorită faptului că lipsește un ingredient absolut vital și necesar. Este ingredientul Duhului Sfânt. Nu-L poți vedea altfel pe Hristos decât prin prezența nemijlocită a acestei realități spirituale în tine, Duhul Sfânt. Versetul 20. În ziua aceea. Ce înseamnă ziua aceea? Ziua în care îl vezi pe Hristos, ziua în care primești Duhul Sfânt. De unde începe noua creație pentru noi? Noua creație începe pentru un nou convertit, pentru un om care l-a întâlnit pe Hristos, din momentul în care noi suntem în Hristos și El în noi. Ți-ai pus vreodată întrebarea cum locuiește Hristos în tine? Cum locuiește Hristos în toți frații și surorile care se adună și așteptăm cu nerăbdare să ne adunăm din nou în locașul acesta de închinare? Cum locuiește Hristos în noi? Răspunsul este prin Duhul Sfânt. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Este ceva după care tânjim? Cântam când eram mic, în curând zorii vor veni și în cer acasă vom sosi. Dar stai puțin! Împărăția lui Dumnezeu este o realitate pe care o așteptăm să vină? Da. Dar împărăția lui Dumnezeu este în același timp o realitate pe care o avem aici. Unde? Aici cu noi. Unde? Aici în noi. De ce? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Din nou, temelia relației este dragostea. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Cine le are la îndemână? Ucenicul este omul care a primit și a acceptat învățătura Domnului Iisus Hristos. Cred? În consecință, ascult. Asculți de Domnul?
înseamnă că deja crezi în sufletul tău. Nu putem despărți ascultarea de primirea Duhului Sfânt. Ce înseamnă mă voi arăta Lui? Și ce înseamnă? Mă voi revela. Tot ceea ce știi, mărturisești, rostești cu gura ta, ca fiind încredințările sufletului tău despre Dumnezeu, Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Împărăția Lui Dumnezeu, toate aceste realități sunt posibile datorită faptului că Dumnezeu ți s-a revelat. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se va face că te vei arăta nouă și nu lumii? Asta e capital. Și s-a înțeles Iuda, nu Iscarioteanul, Iuda fiul lui Iacov. Ce ar trebui să înțelegem și noi? Că Domnul trage o linie de demarcație între ucenici și lume. Din nou mă întorc la acest concept. Între biserică și lume. Mai țineți minte Ioan capitolul 7 cu versetul 3? Ce-i spun frații Domnului Iisus Hristos? Frații lui au zis: pleacă de aici, du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Domnule, ia-ți o platformă, închiriază un spațiu, adu-ți sistem de sunet, lumini, fum, proiecții laser, fă-te cunoscut. Vrei să-i cucerești? Cucerește-i. Demonstrează cine ești, demonstrează-ți puterea ta, demonstrează-ți autoritatea ta. Întrebarea e: te-a cucerit Hristos? S-a folosit de vreun arsenal din toate cele pe care le-am pomenit anterior? Nu. Știi cum te-a cucerit Hristos? Îți spun cum a cucerit pe mine. A fost un moment în viața mea când am înțeles că nu-i suficientă credința tatălui meu. A fost un moment în viața mea când am înțeles că nu-i suficientă credința mamei mele. Că nu-i suficientă credința sorei mele, că am nevoie eu personal de o credință vie și autentică într-un Dumnezeu real. Hristos m-a cucerit cu dragostea Lui și cu acceptarea Lui. Și dă-mi voie să îți spun, în momentul în care am înțeles, și asta la mulți ani după ce am devenit creștin, în momentul în care am înțeles, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că nimic bun nu locuiește în mine, în momentul în care am priceput că efectiv a fost doar îndurarea Domnului, doar iluminarea Lui, doar revelarea Lui, în momentul în care am înțeles aceste lucruri, inima mea a fost mai copleșită de prezența Lui Hristos, de frumusețea Lui Hristos, de harul Lui. N-am meritat nimic. Totul este prin har. Da, așa m-a cucerit Hristos. Știi cum? Prin Duhul Său cel Sfânt. Prin Duhul Său cel Sfânt. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Unde-i lumea aici? Unde-i lumea? Nu e aici. Nu e. Pentru că lumea nu-L iubește pe Hristos. Lumea nu păzește cuvântul lui Hristos. Lumea n-are nimic de a face cu Hristos. Sunt unii pe care tatăl îi dă în mâna fiului. Și rețineți, lumea în ansamblul ei nu poate fi părtașă lucrării, iluminării, cercetării, lucrării de dragoste, de iubire a lui Dumnezeu. Știi cine ajung să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu? Cei care devin ucenici. Cei care sunt socotiți și numărați între ai Domnului, între ai lui Hristos. Și sper că versetul acesta să fie o lămurire pentru cei care caută iluminarea în tot felul de învățături ezoterice, descoperiri, taine ce trebuie aprofundate pentru a ajunge în sfârșit la lumină. Nu, 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 nu e asta drumul Scripturii. Nu e asta drumul Scripturii. Îl iubești pe Hristos? Îl iubești pe Hristos și iubești cuvântul Lui?
Ai revelația dumnezeirii în inima ta, în sufletul tău? De unde ai primit-o? De unde ai primit-o? Zice versetul 24. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci este al Tatălui care m-a trimis. Cuvântul lui Dumnezeu, luat, explicat, tradus de Duhul Sfânt, de Cel care l-a lăsat, te ajută să crești în cunoștință și în dragoste față de Hristos. Se poate descoperi Dumnezeu într-o inimă în care nu este iubit, nu este dorit? Răspunsul este da, dacă Dumnezeu se îndură și dacă Dumnezeu dă har și dacă Dumnezeu dă iluminarea Lui. Pentru că un om mort nu poate vedea, nu poate... Un om mort este mort. Așa cum în Ezechiel, la capitolul 37, toate oasele de pe fundul acelei văi cumplite ajung să prindă viață doar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu le însuflețește. La fel este și cu un om aflat în lume. Doar Duhul lui Dumnezeu îi poate marca viața în așa fel încât să devină ucenic al Domnului. Dar ajungem la versetul 26. Și încă o dată ne întoarcem la tema noastră de bază despre Duhul Sfânt. Și acest verset ne mai clarifică încă două lucruri. Că Duhul Sfânt este trimis de Tatăl la cererea Fiului și că Duhul Sfânt îl reprezintă pe Hristos în lume. Spuneți-vă, rog frumos, pe cine a reprezentat Fiul în lume? Fiul a reprezentat pe Tatăl. Dar Duhul, care este job description-ul, care este fișa postului lui Duhului Sfânt? Care este sarcina Lui? Sarcina Lui, zice versetul 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța, vă va învăța toate lucrurile. Spuneți-mi, vă rog frumos, de ce îl legăm astăzi în bisericile noastre, cel mai mult, în unele biserici, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Vă spun, de experiențe, de experiențe speciale, de vindecări miraculoase, de daruri speciale. Vă rog frumos să priviți versetul 26 să vedeți de ce îl leagă Hristos pe Duhul Sfânt. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Vă va învăța toate lucrurile. Deci Hristos îl leagă pe Duhul Sfânt, îl asociază cu ce? Cu învățătură, cu călăuzire, cu aducerea aminte, vă va aduce aminte. Cine scrie Scriptura? Duhul Sfânt. Este aducerea aminte a cuvintelor lui Iisus. Dar haideți să recapitulăm. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acolo unde Iisus este iubit, acolo unde Iisus este cinstit, acolo unde Iisus este dorit. Nu este un hocus-pocus religiosus. Nu este o chestiune de abracadabra spirituală. Nu! Întrebarea de azi nu e am eu Duhul Sfânt? Poate cineva se întreabă din toți cei care ascultați acest mesaj. Dom'le, eu am Duhul Sfânt? Întrebarea nu e asta. Întrebarea este aceasta. Îl iubesc eu pe Hristos și cuvintele Lui? Mai degrabă, aceasta este întrebarea. Îl iubesc eu pe Hristos? Nu te întreba dacă ai Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt te întoarce întotdeauna la Hristos. Duhul Sfânt nu are o lucrare proprie. Nici Fiul n-a avut o lucrare proprie pe pământ. Fiul zice, am venit să fac lucrările Tatălui. Duhul Sfânt, zice Hristos, va învăța, va lua din tot ce al meu și vă va călăuzi și vă va învăța toate lucrurile. Nu te întreba dacă ai Duhul Sfânt, ci întreabă-te, îl iubești pe Hristos și iubești cuvintele Lui, principiile Lui, învățăturile Lui? Asta este garanția trăirii Duhului Sfânt
în mine și în tine. Duhul Sfânt este o mângâiere, este o mângâiere permanentă. Așa cum Iisus Hristos a fost cu ucenicii, așa este Duhul Sfânt acum cu ucenicii. Și asta e o mângâiere care rămâne. David a avut-o dreptul să cânte în Psalmul 51 și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, pentru că în vremea respectivă, în revelația de atunci, în dispensația aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu venea peste slujitor, peste vasul pe care Dumnezeu îl alegea, venea o vreme și apoi pleca. Și David îl imploră pe Dumnezeu să nu depărteze Duhul Sfânt de la el. Astăzi nu ar trebui să ne mai întrebăm, mai ești în mine? Mai îmi șoptești? Mă mai călăuzești? Nu sunt întrebări potrivite. Chiar dacă uneori Dumnezeu lipsește din peisaj, chiar dacă Dumnezeu uneori pare absent, mângâietorul n-a venit să locuiască în tine 3 săptămâni și 3 ceasuri. Mângâietorul a venit în tine, dacă ești al lui Hristos, a venit în tine datorită faptului că Hristos i-a cerut Tatălui să-L trimită. Și dacă ești al lui, tocmai această calitate de fiu îți confirmă mângâierea de care ai parte. Și, Doamne, câtă nevoie ai și avem de mângâierea lui în toate furtunile vieții. Știi ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Ți-l aduce în prim plan pe Iisus. În permanență ți-l aduce pe Iisus în prim plan. Printre toate problemele și întunecimile lumii și toată păcura asta pe care o ai în fața ochilor, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face ce face și ți-l aduce pe Hristos. Ți-l aduce pe Hristos și ți-l aduce învățătura Lui și ne îndrumă și ne învață cum să trăim. Și am auzit adineauri că suntem în atelierul lui Dumnezeu și ar fi bine să-L întrebăm pe Dumnezeu ce ar trebui să învăț din această experiență. Cred că Mângâietorul, Duhul Adevărului, făgăduința Tatălui, mijlocirea Fiului, este și astăzi peste viața ta. Este și astăzi cu tine. Ca să-ți spună, să certifice în sufletul tău o realitate de căpătâi, că ești al lui Hristos. Asta îți confirmă Duhul Sfânt, că ești al lui Hristos. Și întrebarea care se pune în finalul acestui mesaj, tu îl cunoști pe acest mângâietor? El este Duhul lui Hristos, El este Duhul adevărului. Cere-i astăzi Domnului, cere-i astăzi Domnului Iisus Hristos să mijlocească la Tatăl și în dreptul tău și pentru tine. Spune astăzi lui Hristos, Iisuse Hristoase, te iubesc și vreau să-ți fiu al tău și vreau să rămân al tău și îmi sunt dragi cuvintele tale și îți mărturisesc dragostea mea și atașamentul meu față de tine și încrederea mea. Ești Dumnezeul de neclintit. Trimite astăzi peste mine, dă-mi și mie Duhul tău cel Sfânt. Și știi care e frumusețea? Că odată ce îl ai pe Hristos, vine și Duhul Sfânt. Și odată ce îl ai pe Duhul Sfânt, îl ai pe Hristos. Și ai reținut din versetul 23. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Când ne cumpărăm un produs în rate, optăm pentru 3 rate, 6 rate, 12 rate și mai nou 24 de rate pentru produse mai ieftine sau mai scumpe pentru rate mai multe. Dumnezeirea nu vine în rate. Dumnezeirea o promite Hristos că dacă îl iubești pe El și dacă
iubești cuvintele Lui și dorești să le păzești în viața ta, dumnezeirea promite să vină într-un singur pachet în viața ta, în sufletul tău, în inima ta. Roagă-te astăzi să-i aparții de azi înainte și tu lui Hristos. Și odată ce l-ai pe Hristos, l-ai pe Tatăl și l-ai pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să fie slăvit în veci. Amin. Tatăl nostru Sfânt din cerul, a toate creator, a tot puternic, prin Duhul Sfânt se naște al Tău Fiu pe Jesus Christ.